Bună, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog, prieteni. Astăzi facem niște sărmăluțe. Se vede bine? Da, ia. Am pus telefonul. Ha? Se vede bine? Ia, se vede. Nu, prieteni, vezi tu deloc. Nu mă văd. Nu te vezi deloc. Nu cred că te poți vedea. Așa? Da, hai că te filmez eu. Prietenii, astăzi facem niște sărmăluțe și niște cârtavoși. Da. Aici facem... sunt, nu? Da. Acolo sunt că am tăiat porcul. Alaltăieri. Și acum ne apucăm să ne facem și niște sărmăluțe și niște cârtavoși, că așa ne zise bunica. Da, și bunica nu e acasă. Nu e acasă. Zicem să le facem până vine ea. Că dacă nu le... găsește gata, zice că iar am așteptat după ea. Păi și așa cred că nu le găsește gata. Ea trebuie să ajungă. Și ce faci acolo? Cum? Eu pune telefonul pe partea asta. Eu cred că mă văd mai bine pe partea aia. Așa? Ia. Ia, peste se văd. Nu cred. Mă văd mai bine acum. Ba da. Mă văd, aha, nu? Te vezi, da. Așa. Trebuia să le facem mai de mult, dar n-a fost nici eu acasă, n-a fost nici bunica ta și tu singură n-ai putut să le faci. Eu puteam să fac sarmalele, că mă descurc la ele, dar la cârtavuș nu mă descurc, pentru că n-am făcut niciodată. N-am făcut prieteni niciodată. Deci acum când le faci noi și te înveți. Da. Nu știu, nu... N-am băgat eu de seamă cum să-i fac. Să te înveți. Da. Dar vezi ce poftă are bunica, să mănâncă sarmale și cârtavoși. Da. Și eu am întrebat-o că ce este, ce e zi, ce este de face sarmale. Faci la mații? Da, trebuie să le scoți. Da? Da. Mi-a spălat un pic de lanțe, dar nu mi-a spălat așa bine și acum le mai spălui. Le-am spălat și eu și am băgat, nu le-am spălat în tare, în șampun, în ăștia. Am mai fi de spălat. Dar ar trebui să le spălăm în bigabornat din ăla. Păi, cred că o să mă duc să iau, uite așa mă duc după Darius. O să se lase aici un pic cu treabă. Da. O lucrurile de la școală. Dar de ce s-a dus astăzi târziu? S-a dus la nou că, așa a zis doamna Ustorie, că e săptămâna verde. Adică ia vacanța vineri. Și mi-a zis să-l duc la nou. E mai bine pentru el. Da, mai bine pentru el. Că și așa nu vrea să meargă nici la nou. Păi de ce? Da, cum? Nu vrea să meargă nici astăzi. Da? E vine o trotinetă, nu știu ce. Da, e vine astăzi cu trotinetă. El strică prieteni din aia. De-aia nu vrea să meargă la școală. Da? Da. Păi atât a plâns acasă. Știu, mi-a zis în telefon. Doamne, atât a plâns. Și mi-a zis că se meargă la școală, că și așa la trotinetă vine pe la 20 ceva trei. Da. Nu vine așa dimineața. Bunica? Bunica, nu știu că n-am vorbit cu ea. Ea nu s-a vorbit cu ea, n-am vorbit cu ea, nu știu că nu. Dar mi-a zis că trebuie să ajungă. Da? Da. Ia uite.
acum așteaptă și ea până fier, până le facem, până aia. Păi dacă prieteni s-a dus să ia pui. Pui, da. Pui ca să pleacă înapoi, unde stă ea, în partea bănatului. Da, nu trebuie să pleacă astăzi. Nu pleacă astăzi? Nu știu, nu știu. Nu știu. Da? Da. Mie nu prea-mi place să spăl mari astea, dar n-am încă drumă, bunite care spălă. Nu ne spălă niciodată? Da, dar nu, că bunite care spălă, dar dacă ea nu e acasă, da, trebuie să le spălă. Mama, atâta mi-a venit să vomit el. De ce? Tot, nu unde am spălat la el. Mirosea mâinile, Doamne. La bunite care spălă, dar acum am uite ce spălă, dacă ea nu e acasă. Da. Lasă mine acum și o pun la treabă. Da, o pun la treabă, să le facă ea. Da, nu, iar zice că lăsăm pe ea, că o pun la treabă. Și eu. Știu că ar fi avut și de fapt mai bun pentru copilul meu, pentru Dani. Da, că și eu am puftări, încerc să mănânc portavoși. Eu mănânc doar carne, dar nu mănâncă. Parcă mânca. Nu mă mănânc acum. Cartabușurile. Doamne, ce trebuie să ne spală. Regina. Ajunge aia. Ajunge? Da, da, ajunge. Nu mai cum pe aia jumătate. Nu, 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 nu. Câte minute am? Ai 7 minute jumătate. Da. Mai pui am vrut și ieri să filmez, să mai pun. Si? Dar nu aveam la ce să filmez. A dat ploaia, bă, că stăteam afară după Dani. Da? Prieteni, o să revenim când o să le facem. La revedere! La revedere! Bună din nou, prieteni! Bine v-am găsit din nou, prieteni! Nu mai am terminat și noi cu sarmalele, le-am pus pe foc și cu curtaboșii. Și acum așteptăm ca să... Vine Darius că i-a făcut bunica un cadou, o surpriză cum ar veni. I-a cumpărat o trotinetă electrică și acum așteptăm să vină cu ea. Așteptăm, prieteni, uitați aici, avem sarmalele pe foc. Uitați. Am și curta boșe aici. Vedeți? Am făcut și niște chifțeluțe. De prima dată, știți ce am făcut? Carnea de la sarmale. Cu orez, cu ceapă. Le-am făcut chiftele. Și nu ne-a mers, pentru că... What the fuck, frate, cine a mai făcut așa ceva chiftele cu orez și cu ceapă? Nebunia din capul nostru. Da. Cine mai a făcut așa ceva decât noi? Să facem și acum. Așteptăm să vedem dacă este gata mașina de spălat.
Am băgat și niște haine, niște rufei la spălat. Vedem dacă sunt gata. Da, sunt gata. Eu nu le scot acum. După ce vine Darius cu trotineta, atunci o să mă apuc. Mama, dar ce mi-e rău, mama, mă doare capul, nu prea mă simt prieten de rău pe nimeni, nu știu de ce. De câteva zile nu mă simt bine. Deloc, nu mă simt. Nu știu ce-o fi de mine. Să vedem unde s-a dus Ianis. Să vedem cine mai este pe a afară pe la poartă. De timpul de seală, prietenii, a dat o ploaie ieri la noi. Doamne, copiii se joacă. Vine și Darius cu trotineta. Să vedem dacă vine. Vine trotineta, prieteni. Darius nu mai poate de veselie, de bucurie. Ce i-a luat bunita? I-a venit trotineta! A venit trotineta! Ia uite ce țipă, Darius! Nu filmă în curte! A venit mânca trotineta! A, nu filmă! Vezi, și s-a luat bunica, da. Vai. Wow. Oh. Hai să ducem acolo. Nu tu aici, nu, stai. Amane? Stai, bă. Hai, hai, bine. Hai cu acolo, hai. Da. Mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat. O fi mare. Dar cine ți-a luat-o, bunică ta? Nu, mi-a luat-o bunică. Cum ți-a luat-o bunică tu? Ba da, bunică. Mă, copile. I-am auzit că ți-a luat-o bunica. Bunica ți-a luat-o, mă, Darius. Nu, că nici. Uite, aici încărcătorul. Încărcătorul e necadă, spune-mi să-ți încărca. Bă, mi-a dat-o cu mată frate. Mă, copile. Barile. Barile. Wow, ce mare e. La faină la. La faină. Da. Cât ai dat pe ea? Cât ai dat, mă, Ianis, pe ea? 16 milioane. 16 milioane? Merită, Doamne. Ieri. Sau ala de cât ați dat comandă, mă, băieți? Cu 3 zile. Doamne. O dă inelul pe încă acolo electricul ăla, ca să care-l frigea. O da, să cabel, dar te-am făcut electricul ăla. Da, da, gelestele, acolo. Nu mă drobe, mă, de grea. Mamă, mamă. Dar îți place cadou primit de la bunica ta? Mă drobe, bă, mi-a dat, bă, știi cine, cine mi-a dat o comandă? Da, bă, dar știu cine ți-a dat o comandă. Frate mi-a dat o comandă. Știu, dar... Și cine a cumpărat? Și cine a cumpărat? Bunica. Nu continua pe că-i mufi, că trebuie să-i mufi. Da, da. Dar el mi-a dat o comandă. Păi așa-i. Că dar tu ți-ai dat o comandă. Nu pot la bagajul. Știi unde de mori? Hai, hai, hai. Pe scavele lui Sipi. Spii de orice. Ce iară, da? Vreau niște chei. Ia, Iga, să-și rupe acei. Ce surpriză. Ce cadou a primit. Da, a primit un cadou frumos, dar... Da. Le mai lăsăm? Da, le mai lăsăm. Nu știu, nu știu, nu știu. Nu sunt gata. Nu sunt gata, nu. Aici avem sarmalele. Da. Ce par
Să spun cât de mare e și de frumoasă. În realitate arată mai mare. Dar am crezut că e arată pe cutie, dar nu e așa. E mare. Bine, prietenii, să revenim un pic mai încolo.